Bun găsit tuturor la o filmare care mi-a fost solicitată în cadrul unei sesiuni de Q&A de pe Zoom de participanții la webinarul Porțile lui Janus, așa încât, de fapt, mi-a fost reamintită și o fac cu mare, mare drag. Cineva m-a rugat să fac cuvântul anului pentru fiecare semn zodiacal. Voi ați cerut, eu vă ofer. Așa încât, hai să vedem care este cuvântul anului 2021 sau fraza anului pentru fiecare semn zodiacal în parte, pentru că ea va defini cumva vibe-ul anului care vine. Încep cu berbecul. Pentru berbec, cuvântul de bază este relațiile. Relațiile și cuvânt subsidiar, căsătorie. Pentru taur, bani, bănci, întâlnirea sufletului pereche. Pentru gemeni, călătorii, studii, spiritualitate, transformare interioară. Pentru rac, ascensiune socială, evoluție spirituală, achiziții importante. Pentru leu, prieteni, colaborări, asocieri și parteneriate, iubire. Pentru fecioară, muncă, protecție divină, intuiție, ascensiune socială. Pentru balanță, afirmare personală, curaj, dragoste, achiziții importante. Pentru scorpion, bani, ascensiune socială, întâlnirea sufletului pereche, copii, a procrea. Pentru săgetător, cuvântul anului, comunicare, călătorii, achiziții de case sau pământuri, relocare, dragoste. Pentru Capricorn, domestic, a fi domestic, a te ocupa de casă, a construi, a ridica, asocieri, parteneriate, familie. Pentru vărsător, dragoste, afaceri, creativitate. Pentru pești, intuiție, muncă, dragoste, întâlnirea sufletului pereche, colaborări fructuoase. Dragii mei, acestea au fost pentru voi cuvintele anului. Să vă bucurați de 2021 și noi să ne vedem cu bine și la alte filmări. Și nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Pe curând!